O fluctuație de curent i-a lăsat fără televizoare și calculatoare pe mai mulți locuitori din comuna Doljană-Țuglui. S-a întâmplat în noaptea de 31 iulie spre 1 august, când din cauza unei furtuni s-a întrerupt furnizarea cu energie electrică, apoi curentul a revenit în case la o intensitate mai mare. Peste 10 păgubiți și-au desemnat un reprezentant care a mers la compania furnizoare de energie electrică CEZ cu cereri pentru a primi despăgubiri. Lejeritatea cu care au tratat problema, dar și faptul că reprezentantului s-au cerut actele tuturor păgubiților în original, a făcut ca termenul de 3 zile impus de CEZ pentru astfel de cereri să fie depășit. Acum oamenii așteaptă în zadar să primească despăgubiri. Mi-a zis că trebuia să depună 3 zile, după aceea a doua afirmație și a doua, cum să vă zic, idee negativă care mi-a transmis a fost că de ce nu l-am anunțat noaptea. Și eu i-am spus că n-am avut curent în telefon. Cum să-l anunț dacă n-am avut curent? Și mobilul era neîncărcat. Deci trebuia să-l anunțăm personal. Să ducem cele 3 zile condiție și să anunțăm personal în noaptea aceea, dacă dormeam, cum anunțam? Oficiul județean pentru protecția consumatorului Dolj a confirmat faptul că reclamanții ar fi trebuit să depună o cerere pentru a primi despăgubiri în termen de 3 zile. Trebuie să se adreseze oamenii pentru a obține despăgubiri în cazul calamităților. Conform contractului care este încheiat de către fiecare dintre consumatori cu furnizorul de energie electrică, respectiv CEZ România, în primă instanță, consumatorul trebuie să se adreseze în termen de 3 zile la conducerea CEZ, cu o adresă scrisă în care face precizarea cu daunele care presupune dumnealui că s-au cauzat de defecțiuni în sistemul electric. Dacă dumnealui, un consumator, nu face această sesizare în termenul legal, deja este un aspect care ține de contract și instituția noastră nu mai poate să-l ajute. Reprezentanții CEZ au fost contactați pentru un punct de vedere oficial cu privire la problema apărută la Țuglui, dar deocamdată nu au răspuns.